Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. Ei bine, în acest videoclip o să vă explic care este situația cu canalul meu de YouTube și ce se va întâmpla pe viitor din cauza acestui virus. Ei bine, am hotărât ca până după perioada de 15 mai să nu mai postez absolut niciun videoclip, pentru că, având în vedere faptul că la seria de live-uri pe care obișnuiam să o fac dimineața nu se mai strânge lume, la ultimele videoclipuri n-am mai primit vizualizări și oamenii de-abia se uitau câteva secunde, aproape minute la videoclip în medie, adică spre exemplu la 60 de vizualizări aveam o medie de vizualizare de 1 minut, așa că am zis să iau o pauză și să revin cu un videoclip care, desigur, este atrăgător și care vă poate stârni oarecum zâmbetul pe buze și să fie în același timp și interesant. La videoclipul cu Drag Racing-ul pe care l-am făcut am strâns 51 de like-uri și vă mulțumesc enorm. Și am promis că dacă strâng 100 de like-uri sau 50 de like-uri o să merg la Siliște Bumei, unde o să adun mai mulți băieți și o să facem curse între noi, liniuțe, să le spun mai pe scurt. Sper să vină și să găsesc cât mai mulți băieți, nu o să fac doar cu mașina mea, evident, o să-i pun să facă și între ei. Și la videoclipul cu prezentarea audio-ului am strâns un număr de 1000 de vizualizări, ceea ce mie mi se pare wow, pentru că având în vedere câte vizualizări am la un clip, e ceva destul de mare. Deci da, cum am mai spus, o să revin cu videoclipul după perioada de 15 mai. Ei bine, mă gândeam să pun până pe 15 mai să un videoclip în care să mai vă dau niște seriale pe care le-am văzut și care mi-au plăcut foarte mult, pentru că în perioada de carantină, să-i spun așa, izolare, nu avem ceva mai bun de făcut și seara un serial sau câteva episoade dintr-un serial e super, super relaxant. În altă ordine de idei, școala s-a cam încheiat pentru toată lumea. Pentru noi ăștia de 8-a și a 12-a, din câte am înțeles bine, în perioada 2 și 12 iunie, ar trebui să ne ducem la școală. Bine, nu știu dacă este obligatoriu, însă, pentru pregătirea de examene, mai anume pentru BAC și evaluarea națională, eu cred că o să mă duc să văd cum stau lucrurile. Nu mi-e frică de virus, cel puțin nu pentru mine. O să fiu cât mai precaut posibil dacă se va întâmpla asta. Și BAC-ul și evaluarea națională se susțin în perioadele normale, ceea ce e un lucru destul de urât, pentru că cum nu am mai fost la școală și n-am mai avut aceeași motivație să învățăm, pentru unii, de fapt unii sigur au rămas în urmă, unii abia s-au apucat acum să învețe și e destul de nasol. Cel puțin și eu m-am pus acum să învăț pentru o română, să învăț comentariile într-o lună de zile, sper să fie gata absolut toate și să le-am puse cap la cap. Cam atât am vrut să vă spun în videoclipul de azi, sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și stați cu ochii pe canal chiar dacă nu o să mai postez după 15 mai, când o să ieșim din carantină, vă promit că revin în forță. V-am poate!